Într-o zi, eu și fratele meu Matei am hotărât să mergem la Casa Anticarului, ruda noastră mai îndepărtată. Am mers așa, de-a lungul străzilor topite de căldură, până în partea de sus a orașului, cu casă vechi. Am luat-o pe o potecă, plină de iarbă și tufe. La capătul ei își avea anticarul intrarea în magazinul lui de comori. Ne-a primit de parcă ne cunoșteam dintotdeauna și ne-am împrietenit imediat, de plin, așa cum uneori te prietenești cu un personaj dintr-o carte. Numai că el era un om viu și un pic ciudat și semănă, într-adevăr, cu un personaj de roman. Avea o barbă deasă, cred că ar fi încăput un cui de pitulice acolo, o barbă cu fire albe și negre. Din mijlocul bărbii apărea o gură mâncalită, care stinea râsul prizonierii în interior, iar ochii străluceau de luminițe, cum rare ori am văzut. Am hotărât că, odată ce noi jucam tot felul de jocuri pe care anticarul le inventa și propunea, trebuia să facem și noi un cadou de ziua lui. Aveam cu toții bani puși deoparte și ne-am gândit să luăm un ceas antiacvatic. Nu m-a întrebat la ce aș folosi, poate doar să facă baie, cadă cu el. Dar nouă ne plăcea cum suna. Un ceas antiacvatic pentru un anticar. Când e ziua dumneavoastră de naștere? Dar chiar, când e ziua ta de naștere? Și fratele meu, bucuros, punându-și ochelari de soare, ca pentru a se ascunde. Avem o surpriză pentru tine. Dar unchiul nostru inventator nu era oricine. S-a oprit din citit, s-a uitat la noi, ne-a privit cu ochii lui plini de lumini care străbăteau repede-repede și ne-a trântit. E secret. Și după un timp de tăcere adâncă, penetrantă, continuă. Ziua mea nu mai sărbătoresc de mult, fiindcă de ziua mea s-a întâmplat cândva o mare nenorocire. A venit istoria peste mine și mi-a luat tot ce iubeam. Dacă totuși vreți să aflați când e ziua mea, căutați pe aici, în anticariat. E la vedere pe o carte și e cumva strâns legat de o femeie. Dacă descoperiți cartea, îți aflați și când e ziua mea de naștere și o să sărbătorim împreună la anul, fiindcă anul acesta deja a trecut. Normal că am căutat febril în toate cărțile de acolo taina datei lui de naștere. Am dat peste o carte de Eric Asner, ziua de 35 mai. Asta da, zi de naștere. Dar când i-am spus-o, unchiul nostru a râs fără să-și deschidă buzele. Cum râdea el, mai mult pe dinăuntru. Și a spus că ar fi plăcut să fie născut într-o asemenea zi și că își va alege data de 35 mai pentru viitoarele aniversări. Când a rostit promisiunea asta, s-a umplut la chip. Am observat și eu și Matei. Apoi ne-a mai dat un indiciu. Luna e bună, dar ziua e alta, cum cred că v-ați dat seama și singuri. După 20 de ani, ce 40, ce 3 mușchetari, ce mai, erau numărate. Abia mai târziu am ajuns studentă la facultate de litere, care era un fel de facultate de cărți. Aici am aflat că anticariat vine de la antic, nu de la anti. Tot aici, într-o lună mai, privind o listă de cărți de citit pentru un examen, văd câteva titluri de Mircea Eliade, printre care Secretul doctorului Honigberger. Mi-am amintit deodată de bătrânul anticar care ne învățase să iubim secretele. Am presimțit că o să aflu curând ceva teribil de important. Chiar atunci, în acel moment, am văzut un titlu care mi-a adus în față, de după perdelele copilăriei, amintirea vie a unui bătrân, plin de surprize și a copiilor care au vrut să afle ziua lui de naștere, căruia se poate dărui un ceas antiacvatic. Cum spusese anticarul? Că ziua lui e la vedere pe o carte, că e legată de o femeie. Romanul se numea Maitrei, numele unei fete din India. Ai înțeles, nu? Maitrei.